Despre aceasta a anunțat astăzi șeful statului Nicolae Timofti și ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, William Moser, care au avut o întrevedere la care a fost prezent și ministrul apărării Vitalie Marinuța. Bună ziua! Bună ziua! Здравствуйте! Anul acesta Republica Moldova a fost acceptată ca membru la Inițiativa Globală pentru Operațiuni de Menținere a Păcii, finanțată de Guvernul Statelor Unite ale Americii, și va primi $1.600.000 în cadrul acestei inițiative. La fel, în cadrul acestui program, Republica Moldova va beneficia de fonduri și pentru îmbunătățirea capacităților bazei militare numărul 22 de menținere a păcii. Potrivit Ministerului Apărării, începând cu anul 1997, Republica Moldova a contribuit activ la misiunile internaționale sub egida OSCE în Republica Cecenă, Kosovo, Macedonia, Georgia, sub egida NATO în Bosnia și Herțegovina, misiunile ONU în Liberia, Coasta de Fildeș, Sudan și Georgia, precum și în cadrul forțelor multinaționale din Irak. Artur Musaelan, Pavel Voscoboi, pentru știrile 20. 21.